Carlo Collodi, Aventurile lui Pinocchio. Capitolul 27. Mare bătaie între Pinocchio și colegii săi. Unul dintre ei e rănit, iar Pinocchio este arestat de către polițai. Îndată ce ajunse pe plajă, Pinocchio își roti repede ochii pe toată întinderea mării, nu văzu însă nici urmă de balenă. Marea era lucioasă ca o oglindă. Unde vă e balena? Întrebă el, întorcându-se către colegi. S-o fi dus să mănânce, răspunse unul dintre ei râzând. Sau s-o fi trântit în pat, să-i tragă un pui de somn, adăugă altul râzând și mai tare. Din răspunsurile acelea neisprăvite și din hohotele acelea prostești, Pinocchio pricepu că tovarășii săi își bătuseră joc de el, mințindu-l cu nerușinare. Și simțindu-se jignit, le spuse cu mânie în glas. Și acum, ce mare scofală ați făcut născocind povestea cu balena? Știm noi ce scofală, răspunseră în cor strengarii. Și anume, să te facem să nu te duci la școală și să vii cu noi. Nu ți-e rușine să fii mereu așa de pregătit și de silitor la lecții? Nu ți-e rușine să înveți atât de mult? Și dacă învăț, ce vă pasă vouă? Ne pasă și încă foarte mult, fiindcă ne facem de rușine față de profesor. Pentru ce? Pentru că școlarii care învață îi fac să iasă mai lesne la iveală pe cei care, ca și noi, nu vor să învețe și noi nu vrem să fim socotiți leneși. Avem și noi mândria noastră. Și atunci ce trebuie să fac ca să vă fiu pe plac? Trebuie să-ți fie urâtă și ție școala, lecțiile și profesorul, care sunt cei trei mari vrășmași ai noștri. Și dacă eu vreau să învăț mai departe? Nici nu o să ne mai uităm la tine, iar cu prima ocazie o să ne o plătești. Într-adevăr mă faceți să râd, zise prichindelul, bățâind din cap. Hei, Pinocchio, striga atunci cel mai mare dintre băieți, ieșindu-i înainte, ai venit aici să faci pe grozavul? Ai venit să faci pe istețul? Să știi că dacă ție nu ți-e frică de noi, atunci nici nouă nu ne e frică de tine. Vezi că tu ești singur, pe când noi suntem șapte. Șapte ca cele șapte păcate din Biblie, spuse Pinocchio într-un hoh de râs. Ați auzit? Își râde de noi toți. A spus că suntem șapte păcate. Pinocchio, cere-ți iertare pentru jignirea ce ne-a adus, că de nu e vai de tine. Cucu, făcu Pinocchio dându-le cu tifla. Pinocchio, o pățești? Cucu, o încasezi ca un măgar. Cucu, te întorci acasă cu nasul rupt. Cucu. Să vezi acu ce cuc îți mai trag eu, strigă cel mai aprins dintre ștrengari. Ține deocamdată arvuna asta și păstrează-o pentru masa de seară. Și spunându-i așa, îi trase un pumn în cap. Dar nu-i faptă fără răsplată. Prichindelul nostru, cum era și de așteptat, îi răspunse și el cât ai clipit cu un pumn. Și astfel, din una din alta, se încinse o păruială de mama focului. Deși era singur, Pinocchio se lupta ca un viteaz. Lucra așa de bine cu picioarele sale de lemn, încât îi ținea într-una la distanță pe dușmani. Oriunde putea ajunge și lovi, picioarele lui lăsau totdeauna ca amintire o vânătaie de toată frumusețea. Atunci băieții, necăjiți că nu se pot măsura în luptă dreaptă cu Pinocchio, se gândiră să-l lovească de departe. Își desfăcură la iuțeală pachetele cu cărți de școală și începură să azvârle în el cu citirile, gramaticile, cu istoriile și cu toate cărțile de povești și de școală ce le aveau la ei. Numai că prichindelul, care avea o vedere ageră și șireată, se ferea totdeauna la timp. Cărțile zburau pe deasupra capului și cădeau toate în mare. Închipuiți-vă, dar, câtă bucurie pe pești! Crezând că e rost de ceva de ale mâncării, peștii alergau droaie la suprafața apei, însă îndată ce îmbucau vreo pagină sau vreo copertă, o scuipau repede și se strâmbau atât de rău, de parcă ar fi spus, nu-i pentru noi. Noi suntem obișnuiți să mâncăm lucruri mult mai alese. Și tocmai când bătaia se întețise și mai mult, iată că un rac mare, care ieșise din apă și urcase încet încet pe țărm, se apucă să strige cu un glas de trombon răgușit. Ia mai stâmpărați-vă, mă, deșucheaților, că nu sunteți mai buni unii decât ceilalți. Bătăile astea dintre copii nu sfârșesc niciodată cu bine. Mai totdeauna se întâmplă câte ceva neplăcut. Bietul rac, parcă ar fi vorbit cuvântul. Ba încă, ștrengarul de Pinocchio se întoarse, îl privi într-o dungă și îi spuse cu nerușinare.
Ia mai isprăvește odată, rac scârbos. Ai face mai bine să înghiți vreo două hapuri de licheni, să-ți mai treacă răgușeala. Vână-te mai bine în pat și încearcă să transpiri. Între timp, copiii care isprăviseră de aruncat toate cărțile, zăriră ceva mai încolo pachetul cu cărța lui Pinocchio și cât ai clipi, puseră mâna pe el. Printre cărți se găseau una cu coperți de mucava groasă, cu cotorul și cu colțurile de pergament. Era o carte de aritmetică. Vă las pe voi acum să vă gândiți cât era de grea. Unul dintre ștrengari smuci cartea și, luând la țintă capul lui Pinocchio, a zvârli cu toată puterea, dar în loc să-l nimerească pe prichindel, nimeri drept în capul unui alt coleg. Acesta se făcu alb ca varul și nu mai rosti decât atât. O, mamă, ajută-mă, fiindcă mor! După care căzu lat pe nisipul țărmului. La vederea micului mort, copiii o luară la sănătoasa speriați și cât ai clipi, nu se mai văzu niciunul. Numai Pinocchio rămase pe loc și, cu toate că de durere și de spaimă, era și el mai mult mort decât viu, și înmuie Batista în apa mării și începu să-i ude tâmplele sărmanului său coleg de școală. Și în timp ce plângea disperat și fără încetare, îi spunea: Eugen, dragul meu Eugen, deschide ochii și privește-mă. De ce nu-mi răspunzi? Știi bine că nu te-am lovit eu. Crede-mă, n-am fost eu. Deschide ochii, Eugen. Dacă ții ochii tot închiși, mă faci și pe mine să mor. O, Dumnezeule, o să mă mai întorc oare acasă? Cu ce curaj o să mă mai înfățișez bunei mele mame? Ce o să se întâmple cu mine? Unde să fug? Unde să merg să mă ascund? Cât era de bine, de 1000 de ori mai bine, dacă m-aș fi dus la școală. Pentru ce m-ai fi luat eu după colegii ăștia care sunt toată nenorocirea mea? Și doar profesorul îmi spunea mereu, și mama la fel, păzește-te de copiii desmățați. Dar eu sunt un încăpățânat, un îndărătnic. Îi las pe toți să vorbească și apoi fac tot după cum mă taie capul și pe urmă trebuie să le ispășesc. Și așa de când mă știu pe lume, n-am avut niciun sfert de ceas de liniște. Dumnezeule, ce o să mi se întâmple? Ce o să mi se întâmple? Ce o să mi se întâmple? Și Pinocchio plângea într-una, urla, își trăgea cu pumnii în cap și îl striga pe nume pe bietul Eugen. Deodată auzi un zgomot înfundat de pași care se apropiau. Se întoarse. Erau 2 polițiști. Ce faci aici trântit la pământ? Îl întrebară ei pe Pinocchio. Îl veghez pe colegul meu de școală. I-a venit rău? Așa se pare. Mai mult decât rău, spuse unul dintre polițiști, aplecându-se și cercetându-l mai de aproape pe Eugen. Băiatul ăsta a fost lovit la tâmplă. Cine l-a lovit? Eu nu, bâlbâi prichindelul, care nu mai avea inimă întrânsul. Dacă nu tu, atunci cine l-a lovit? Eu nu, repetă Pinocchio. Și cu ce anume a fost lovit? Cu cartea asta. Și prichindelul ridică de jos cartea de aritmetică legată în carton și în pergament, ca să-i o arate polițaiului. A cui e cartea asta? A mea. Destul, nu ne mai trebuie altceva. Ridică-te repede și hai cu noi. Dar eu, hai cu noi, dar sunt nevinovat. Hai cu noi. Înainte de plecare, polițaii chemară câțiva pescari care în clipa aceea treceau din întâmplare cu barca aproape de țărm și le spuseră: vă încredințăm băiatul ăsta lovit la cap. Duceți-l acasă la voi și îngrijiți-l. Mâine o să venim să-l vedem. După aceea se întoarseră spre Pinocchio și, luându-l în mijlocul lor, îi porunciră cu ton soldățesc: înainte și cât mai ute. Dacă nu, vai de tine. Fără să fie nevoie să îi se mai repete, prichindelul o luă înainte pe cărăruia ce ducea spre sat. Dar bietul drăcușor nu știa nici el bine pe ce lume se află. Îi părea că visează și încă ce vis urât. Era ca scos din minți. Vedea dublu orice, picioarele îi tremurau, limba era lipită de cerul gurii și nu mai putea rosti nici măcar o vorbă. Și totuși, cu toată zăpăceala ce-l cuprinsese, un spin ascuțit îi străpungea inima. Gândul că va trebui să treacă pe sufereastra casei bunei sale zâne între polițiști. Mai degrabă ar fi vrut să moară. Ajunseră și erau gata să intre în sat când, pe neașteptate, un vârtej de vânt smulse tichiuța de pe capul lui Pinocchio și o duse la vreo 10 pași departare. Vă rog, le spuse Pinocchio polițiștilor, mă lăsați să-mi iau tichiuța?
Hai, du-te, dar mai repede! Prichindelul o luă din loc, ridică tichiuța de pe jos, dar în loc să-și o pună pe cap, o apucă între dinți și o rupse la fugă spre țărm, de-i scăpărau picioarele. Fugea ca din pușcă. Polițiștii, văzând că ar fi fost tare greu să-l ajungă din urmă, smuțiră pe urmele lui un dulău, care câștigase premiul întâi la toate alergările de câini. Fugea ce fugea Pinocchio, dar câinele fugea și mai tare. De aceea, lumea ieșea la ferestre sau se îngrămădea în mijlocul drumului, nerăbdătoare să vadă cum o să sfârșească goana aceea sălbatică, dar nu putură să-și îndeplinească dorința, deoarece dulăul și Pinocchio stârniră de-a lungul străzii asemenea nori de praf, încât după câteva minute nu se mai văzu nimic.